ziua, domnilor și domnilor! Începem lansarea, deci cu asta se ocupă un târg de carte, lansarea cărții pe care s-a născut din afinitățile mentale pe care le-au avut trei autori, Andrei Pleșu, Horia Patapievi și cu mine. Și n-am să fac decât a vă spune câteva vorbe despre proiectul acestei cărți și din ce anume s-a născut ea. În mintea mea, cartea asta este o carte replică, o idee care ne sucește mințile. Este o carte despre ideea comunistă și despre felul în care comunismul poate să sucească mințile unor generații întregi. E o carte replică, spuneam, pentru că este o replică dată la trei lucruri, cred eu. Uitarea celor care au trăit comunismul, în al doilea rând, ignoranța celor care nu l-au trăit și care se joacă cu această idee fără să știe că țin focul în mână, și o replică la frustrarea celor care nu fac față provocărilor libertății. Așadar, o carte care s-a născut, vă spuneam, în primul rând, ca replică la uitarea celor care au trăit comunismul. Monica Lovinescu avea o vorbă remarcabilă. Noi am uitat înainte de a ne aduce aminte. Faptul că nu poți bifa o anumită etapă a istoriei cu tot ce a însemnat ea monstruos, poate evident ceea ce știți că a devenit o banalitate, să ducă la riscul de a repeta monstruozitatea cu pricina. Uitarea celor care au trăit comunismul este o temă care merită în sine dezbătută. Ignoranța celor care nu l-au trăit vine pur și simplu din dezinteres față de ceea ce au trăit o generație sau generațiile dinaintea ta. Oamenii trăiesc de obicei în biografie și nu în istorie. Trebuie să vă spun că, născându-mă la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ani și ani de zile, până la jumătatea vieții mele, n-am înțeles ce însemnau anii 30 din România. Făceau parte dintr-o istorie care mă depășea. Astăzi mi-e greu să înțeleg că poți să vorbești cu un tânăr de 20 ceva de ani și să te întrebe ce însemna de fapt Gheorghiu, Dej sau Ceaușescu. Raportarea noastră la istorie, adică la momentele care nu sunt biografia noastră, se face cu o dificultate maximă. O carte replică la ignoranța celor care nu l-au trăit așadar. Dar este o carte replică și la frustrarea celor care au acceptat comoditățile comunismului dincolo de monstruozitatea lui. Ideea că poți trăi într-o societate în care rutina e mai importantă decât libertatea a fost aceea care i-a făcut pe mulți să regrete că povestea aceea s-a terminat. Nu conta ce se întâmpla în jur, nu conta că nu puteai să optezi pentru cărțile pe care le citeai, pentru filmele pe care le vedeai, pentru relațiile cu ceilalți oameni, pentru dreptul sau nedreptul tău de a călători și de a cunoaște lumea, nu contau în raport cu faptul că te nășteai, te duceai la un serviciu în care făceai sau nu făceai ceva, ieșai la pensie, aveai un apartament mediocru, primeai o garsonieră, ți se dădea ceva și ieșai din viață fericit. E foarte greu să trăiești la nivelul provocării unei societăți libere. Și mulți dintre cei care cărora li s-a amuțit coarda libertății în ei, nu pot să înțeleagă de ce trebuie să trăiască într-o societate unde zbaterea creativității ridică probleme. Așadar, există și o frustrare a celor care, puși în noua condiție, nu fac față la ceea ce numeam provocările libertății. Din ce s-a născut cartea asta? Dintr-o afinitate spirituală a trei prieteni. Fiecare dintre noi, de-a lungul acestor 25 de ani, am fost confruntați cu raportări diferite la epoca pe care am trăit-o. Și fiecare dintre noi am reacționat într-un fel care ni s-a părut la un moment dat că este omogen într-o diversitate extrem de interesantă. Textele
cele trei palete ale cărții sunt deosebite stilistic. Fiecare este scrisă după tăietura mentală a autorului cu pricina, dar omogenitatea punctului de vedere cred că îl veți putea recunoaște. Și în sfârșit, și cu asta închei, este o carte născută dintr-o indignare a acestor trei autori. Indignarea asta ar putea fi formulată simplu așa. A formulat-o Geremek. Geremek a spus în ultimul an al vieții sale, dacă nu mă înșel, că Europa nu va fi Europa câtă vreme nu-și va unifica memoria. Cu alte cuvinte, când va ține minte deopotrivă cele două fețe ale monstruozității specii umane, așa cum s-a manifestat ea în secolul 20, nazismul și comunismul. Faptul că Europa ține minte și și-a luat toate măsurile de precauție pentru a nu retrăi monstruozitatea nazismului, faptul că același tratament nu există de partea cealaltă și că astăzi în mod irresponsabil în continuare sunt oameni care se joacă de-a comunismul, este unul dintre cele mai neincomode lucruri pentru cei care au trăit comunismul pe pielea lor. Am fost recent la Berlin și nu vă ascund, dintr-o scenă de detaliu pe care am trăit-o pe stradă, cât de mare a fost șocul în mine văzând deosebirea asta de tratament, neunificarea memoriei la un nivel extrem de mărunt. Pe străzile, pe bulevardele mari ale Berlinului sunt arabe și se vând căciuli. Bieți oameni veniți din diferite părți ale lumii, care trăiesc din ceva, vând căciuli și șepci. Căciulile și șepcile cu pricina au o singură caracteristică aparte, care te face să... Au pe ele secera și ciocanul. Steaua roșie cu o seceră și ciocanul. Lucrul ăsta m-a șocat atât de tare, încât mi-am zis, dacă unul dintre ei ar vinde o șapcă militară cu svastica, ar fi ridicat în două clipe. Am fost atât de uluit că lucrul ăsta e putință, încât la un moment dat, în naivitatea mea enormă, m-am dus la omul care și am spus, asta este simbolul comunismului, ce vindeți aici? Da, mi-a spus. A fost comunismul ceva bun? Vă dați seama ce stupidă întrebare am fost, pentru că tipul era dincolo de comunism, necomunism, svastică, seceră și ciocan și vindea o marfă. Dar faptul că societatea legiferează diferit memoriile este lucru grav și care poate fi citit și în asemenea detalii. Deci, într-un fel, cartea este scrisă din disperarea neunificării memoriei. Horia Patapievici a scris un text în capătul volumului exact această temă. Dar îi las pe fiecare dintre ei să spună cum ne-am pomenit la oaltă în paginile acestei cărți. Andrei Pleșu?